Tema pentru acasă, da? Da. Tema pentru acasă. E vorba de clasa A 10-a și ecuații iraționale. Noi nu ținem tot semestrul ăsta cu ecuații iraționale. Iraționale. Vă rog. Radical din x plus 5 plus radical din x plus 1 egal cu 4. Ați lucrat la ea? Da, dar nu mi-a ieșit chiar. Am făcut proba și nu mi-a dat bine. Soluția nu a mers, da? Ca să vedem. Vorbește de repede. Condițiile de existență. X plus 5 mai mare este egal ca 0 și x plus 1 mai mare este egal ca 0. Adică? X mai mare sau egal ca minus 5. Da. Și X mai mare sau egal ca minus 1. Care dintre ele comună? Mai mare ca minus 1. De aici, la minus 1, minus 5 mai este, da. Deci trebuie să gândești așa. Aici este minus 1, minus 5 este aici. Și dacă ești și văd la minus 1 acolo, și este la minus 5 acolo, e clar că intersecția la minus 1 la plus infinit. Deci răspundem. Lucrăm în zona de la minus 1 la plus infinit. Deci zicem x aparține de la minus 1 la plus infinit. Aici pe ăsta. Și ne apucăm de treabă, te rog. Aici luăm un radical. Da. Și vom avea radical din x plus 5. X plus 5 egal cu 4 minus radical din x plus 1. Da. Ridicăm la pătrat. Da. Și vom avea x plus 5 egal cu 16 minus 8 radical din x plus 1 egal cu x plus 1. Plus 1. Asta ar fi. X cu x se reduc. Vezi? Da. E 8 radical ducem în stânga. Și facem plus 8 radical. 8 radical din x plus 1 egal cu? Egal cu 16 și cu 1, 17. 10 minus 5, 12. 12. Împărțim totul printr-un 4. Vine 2 radical din x plus 1. Egal cu 3. Deci ar însemna că la pătrat îl ridicăm 4 pe lângă x plus 1. Egal cu 9. Da. Adică 4x plus 4. 4x plus 4 egal cu 9. 4x egal cu 5. Da. X egal cu 5 pe 4. 5 pe 4. Pe matematici, da? Da. Asta mi-a dat și mie. Da. Să vedem, verifică? Hai să vedem. Da. Aici tot momentul important este să vedem dacă verifică. Păi am verificat. Și vine radical din. Cât? Da. Radical, să verifică. Radical din 5 pe 4. 5 pe 4. 5 pe 4. Plus 5. 5. Plus radical din 5 pe 4. Plus 1. Egal cu. Muncim. Atunci, la aceeași metodă, vine radical din 20 cu 5, 25. 25 cu 4. Da. Plus, plus radical din 5 cu 4, 9. Am văzut la aceeași metodă, da? Da. 9 pe 4. Și face 5, 25 pe 4, înseamnă 5 pe 2. Plus 3 pe 2, nu? Da. Și 5 pe 2 plus 3 pe 2 face 8 pe 2. 4. Cum nu merge? La verificare e greșit. Da, la verificare e greșit. Deci, ai făcut calculul aici la verificare, ciudat. Te gândeam la aceeași numitor sau știu ce gândești. N-am mai spus de sub radical. Și mi-a dat... Păi 25 pe 4 înseamnă radical din 25 pe radical din 4 înseamnă 5 pe 2. 5 pe 2. Și aici 3 pe 2. Eu l-am lăsat așa cum ar vine și mi-a spus de sub radical. Ba, da, ba, da, la aici. Radical din numărător, treaga numitor, da? Da. Altul. Așa îmi place discuții de asta. Am făcut până aici, aici nu m-am oprit la locul ăsta. Și să vedem de ce. Tu ai făcut ceva... Am făcut. Băi, mincinos să-i spun. Băi, ești mincinos acum, te îngheața pe tine. Nu cred loc. Ba da, nu cred, am lucrat 3 exerciții. Dar de viitoare să-mi arăt? Da. Vii cu exerciții. Așa, tot ne respectăm, nu? Bine. Zim. Radical din x pătrat minus 5. Radical din x pătrat minus 5, da. Minus
Radical din x pătrat minus 8 egal cu 1. Egal cu? 1. 1. Dar n-am făcut cumva astea pe asta. Plus minus radical 5, 2 radical din 2, i-am făcut aseară. Uite de pe cățelul tău. E sigur e făcut. Am făcut tabelul la x pătrat minus 5. Nu ai făcut asta? Bine, îl facem, hai. Zice, x condițiile, da? Da. X pătrat minus 5 mai mare egal decât 0. Da, da, l-am făcut. Păi, vedeți mai. Facem de doar un loc, să-l fi găsit. Hai. Radical de ordinul 3 din 4 minus x pătrat. Radical de ordinul 3 din 4 minus x pătrat. Egal cu radical de ordinul 3 din minus 4. De minus 4. Și pe asta l-am făcut. Nu? Da. Mai am și eu dacă vor să... Da. Dar e făcut așa, mi-am inteles că se arăt. Acum, hai să-l facem ca să se convingă. Ridicăm la puterea a treia în dimensiune. Nu punem condiții aici. Așa mi-am inteles că l-am repetat. Și am zis 4 minus x pătrat egal cu minus 4. 4 minus x pătrat egal cu minus 4. Și de rezultat că am dus pe minus 4 în stânga și x pătrat în dreapta și venea cu 8 egal cu x la a doua. Rezultă că x1, 2 egal cu plus minus, plus minus radical din 8, adică 2 radical din 2. Și așa verificat. Da, zi-mi, hai să te rog. Păi, vreți să vă uitați voi și ce faceți? Că sunt toate ecuații naționale. Păi dăm niște ecuații, ca să vedem ce e acolo. Hai. Radical de ordin 3, da. Din 3 plus radical din x. 3 plus radical din x. Așa. Minus radical de ordin 3, din 22 plus radical din x. Da. Egal cu minus 1. Egal cu minus 1. Aici, băieți, ia să vedem ce idee aveți voi. Din radical de ordin 3. Da. N-aș pune condiții, dar în interior este radical din x. Radical din x, din indice 2, are pretenții. Deci eu pot face treaba asta dacă x-ul e pozitiv. Deci o primă condiție, atât, să vedea că trebuie să o punem, care este x mai mare egal de cât la x. În motivul, încă o dată. De ce? Fiindcă e radical din x. Și există radicalul numai de numere pozitive, de ori în par. Și acum, cum lucrăm? Îl ducem pe radical de 3 din 22 plus radical din x în partea cealaltă. În dreapta. Da. Și îl ducem la 3. La 3. Ia să vedem. Deci ducem radical de ordin 3 din 3 plus radical din x. Egal cu radical de ordin 3 din 22 plus radical din x. 22 plus radical din x. Minus 1, nu? Da. Și ridicăm stânga la 3 și dreapta la 3. Și vine primul echivalent cu? 3 plus radical. Dacă ridicăm la 3, dispare radicalul. Da. Vine 3 plus radical din x. Vorbește, Mădălin. 3 plus radical din x. Radical din x. Egal cu? Da? Binomul la 3. Binom? A minus B totul la 3. Deci ne trebuie formula A minus B totul la 3. Păi l-am descompus altă ca A minus B pe lângă... Deci zicem A minus B pe lângă A minus B la a doua. Da. Și A minus B totul la a doua e... Știm să-l facem. A minus B totul la a doua e din nou la pătrat ce face. Da. O singură greșeală, am făcut gata, primat. Da. A minus B totul la a treia este egal cu A minus B pe lângă A minus B la a doua. Și egal cu A minus B, pe lângă binomul la a doua știm? A pătrat minus de 2 ori. 2 AB. Deci vine A pătrat minus 2 AB plus B pătrat. Da. Și egal mai departe cu? Cum se mulțesc două valori?
luăm pe aia din primul și mulțim cu toți, când pe bel, arme, da? Și vine aurea la doua. A la treia. Deci egal cu a la treia. Minus 2 a pătrat b. Deci tot te amulțesc cu toți de aici, da? 2 a pătrat b. Plus a b pătrat. Vorbești prima de aici. Plus a b pătrat minus a pătrat b. Minus a pătrat b. Plus 2 a b pătrat. 2 a b pătrat. Minus de la treia. Și egal mai departe cu a la treia. În a pătrat b, dacă mai găsim. Da. E 2 și că 1. Deci vine minus 3 a pătrat b. Dar nu putem să fie simplificăm pe minus 2 a pătrat b plus 2 a pătrat b. Păi de-aia este a pătrat b și vine 2 a b pătrat. Să... Da. Dar putem diferite, da? 3 a pătrat b. Și acum a b pătrat și cu a b pătrat. Deci plus 3 a b pătrat și minus b la 3. Deci a la 3 minus 3 a pătrat b plus 3 a b pătrat minus b la 3. Asta e formula la minus b totul la 3. Ia să o reținem și să o aveți și voi acolo. Clasa 8 a să o puteți. Formule de calcul prescurtate. Hai să notăm aici într-un colț formule de calcul prescurtate. Formule de calcul prescurtat. Și acestea sunt. Deci, a plus b, totul la a doua, cu cine este egal? A pătrat plus 2ab plus b pătrat. A plus b, totul la a treia, face a la a treia, plus 3a pătrat b, plus 3ab pătrat, plus b la a treia. Adică a o descrește câte puțin până dispare și b o crește. Și coeficienții sunt 1, 3, 3, 1. Deci a la a treia plus 3a pătrat b plus 3ab pătrat plus b la a treia. Iar a minus b totul la pătrat e a pătrat minus 2ab plus b pătrat. A pătrat minus 2ab plus b pătrat. Adică este exact asta, dar numai că e minus. Că da. Când zicea asta, o resta mulțiți, unul e plus, altul cu minus, face minus. Și a minus b totul la 3, face a la 3, minus 3a pătrat b, tot mai am găsit-o, plus 3a b pătrat, minus b la 3. Exact asta de mai sus, dar alternează semnele. Deci minus plus minus. Și din cauza că intervine b-ul, care e negativ, și el când intervine, la putere impară, influențează și face minus. La putere pară face plus. B la a treia, minus la a treia, face minus. Haideți să ne întoarcem acum, că am rămas undeva în urmă. Am și șters de acolo. Era așa. 3 plus radical din x, hai să ne amintim din nou. 3 plus radical din x egal cu era radical din... Aveți mai... Radical de ordine 3. Din 22 plus radical din x minus 1 totul la 3. Să amintește așa că aici rămăsesc, nu aveam formula. Și acum zici mie, am mai departe cu... După formulă. Ăsta parcă ar fi A-ul. Ăsta parcă ar fi B-ul. Și vine. Primul loc la a treia. Uite și voi, aici a minus b la a treia. Primul loc la a treia. Dacă e la a treia, ce se dispare radical. Dispare radical. Și din 22 plus radical din x. De acord, da? Da. Minus de 3 ori locul întâi la a doua. Cine e locul întâi la a doua? Radical din ordine 3 din 22 plus radical din x. La a doua. Radical de ordine 3, din cine a zis? Din 22 plus radical din x, totul la a doua. A la a doua. Uite, uite la formulă. Ori b.
Dar B-ul cât este? E 1. E minus am l-am pus deja. Deci ori 1. Plus mai departe 3 de 3 ori cine? A simplu. 3 radical de ori 3 din 22 plus radical din x ori 1 la a doua. Da? Ori 1 la a doua, dar nu are efect. Că 1 la a doua e 1. Și minus b la a treia, adică minus 1 la a treia. Minus 1. Și e ieșit cât de bine echivalent cu radical din x cu radical din x se reduc, că-s de o parte și de alta radicalului. Și am ca rezultat am putea să dăm factor comun. Iată, 22 minus 1 face 21. 2 din 4 vine minus 21. Și cu 3, minus 21 plus 3 face minus 18. Da? Deci vine minus 18. Este egal cu... Și urmă ăștia 2. Ăștia 2. Ce putem face din cei 2 dacă vă uitați cu atenție? Factor comun, 3 radical din 3. Un 3 care este comun. Uitați-l, 3 și aici și aici. Și radicalul ăsta e la pătrat, ăsta e simplu. Îl dăm pe ăsta. Da? Ca să rămână... Deci câte vreme avem și pătrat și el, ca și cum ar fi fost așa. 3m pătrat plus 3m. Păi, care e factorul comun aici? 3m pe lângă 3m plus 1. Da? M plus 1. Da. Dacă scoatem cumva cu minus, adică va fi M minus 1 acolo. Și cum ăsta este cu minus și ăsta e cu plus, o să scoatem pe minus în factor comun și va fi minus 3 radical de ordinul 3 din 22 plus radical din X pe lângă. Ce a rămas din primul? Din primul de ăsta? Radical de 3. O rămas un radical de 3, că minusul l-am scos. Și pe 3 l-am scos, da? Da. Și o rămas un radical, că era la a doua. Deci rămâne radical de ordine 3 din 22 plus radical din x. Da? Dar din al doilea ce a rămas? 1. Ce semn? Nu a rămas 1, ci minus 1. Ah. Minus 1 pentru că da, uitați-vă voi, minus ori minus va face plus. Dacă a fost minusul în factor comun și aici e plus, înseamnă că a rămas minusul în loc. Da. Că doar minusul minus face... Ei, și iată că am aici, în paranteză, radical de ori în 3 din 22 plus radical din x minus 1. Ia. Dar cu cine este egal? Radical de ori în 3 din 22 plus radical din x minus 1. Este ăsta din stânga. Că știți bine că n-am dus cu ăsta în dreapta, da. Era cu minus, s-a dus în parte și a fost cu plus și a apărut așa, înainte de radical la treia. Mm-hmm. Și atunci, în loc de ăsta de aici, pot să pun radical de ordine 3 din 22, nu din 22. Nu, din 3 plus radical din x. 3 plus radical din x. Și iată ce devine greșit. Echivalent cu minus 18. Este egal cu minus 3. Radical din ce 3? Ori radical din ce 3 din 22 plus radical din x. Ori radical din ce 3 din 3 plus radical din x. 3 din 3 plus radical din x. Și acum? Și putem să spunem sub același radical. Pentru că... Cei doi radicali au același indice și înmulțire. Deci acest radical cu acesta sunt doi radicali la mulțime cu același indice, și atunci pot să consigur radical din cei 3 din astea două mulțite. Da? Și observăm, putem să împărțim totul prin minus 3, adică și prin stânga și pe dreapta, și minus 18 împărțit la minus 3 fac 6. Aici rămâne 1. Va veni că 6 este egal. Iată ce obținem 6, este egal cu cine? Cu radical indice 3
22 plus radical din x pe lângă 3 plus radical din x. Și acum, fiindcă am ajuns la așa ceva, adică nu am primit membrii la 3 ani, ca să dispară radicalul, și vine 6 la 3 ani, este egal cu 22 plus radical din x, pe lângă 3 plus radical din x. Asta este, asta este exercițiul pe care l-am. Și o să notăm radical din x cu un t. Deci notăm pe radical din x egal cu un t. Și apare că 22 plus t, deci avem de rezolvat 22 plus t, pe lângă 3 plus t, egal cu 216. Face 216. 6 la 3 ani, înseamnă 6 ori 6 ori 6. 216. Echivalentul. Și acum să facem paranteza. 22 ori 3, 66 t, plus... Nu, e 66 simplu. 66 simplu, da, da. 66 plus... 22 t. 22 t plus... 3 t. Plus t pătrat. Plus t pătrat egal cu 216. T pătrat cu 25 t plus 66 egal cu 200. Și avem de rezolvat ecuația t pătrat. Da? T pătrat, spuneți. T pătrat plus 25 t. Deci T pătrat plus 25 t. Plus 66. Plus 66. Egal cu? Cu 66. Ducem 216 egal... în partea asta. Ducem pe minus 216, da? Da, minus 216. Minus 150. Minus 150 egal de la. Și ne apucăm ca și o ecuație egală 2, să rezolvăm T1, 2. T1, 2 egal cu 25. Minus 25. Minus 25, foarte bine. Minus 25 plus minus radical din 625. Minus 4, nu, plus 4 ori 150. 4 ori 150, deci vine plus 600. 600, totul supra. 2. Și egal mai departe cu 25. Minus 25, plus sau minus. Radical din 1225. Totul supra 2. Și egal cu minus 25, plus sau minus, radical din 1225, cam cât se facă? 30 ori 30, cred că 35 ori 35. Ia mulțumesc 35 ori 35. Da. Da, 35 ori 35, se face 1225. Da, 1225. Da. Deci, minus 25 plus minus 35, totul pe 2. Și o să avem o dată, cât o să avem? T1, T1 va fi egal cu minus 25 cu 35, 10 pe 2, 5. 5. Și T2 egal cu? Minus 60 pe 2, 30. Minus 30. Minus 30. Da? Cine a fost T-ul notat la noi? Radical din X. Radical din X. Întoarcem la substituție. Zicem radical din X egal cu T, adică cu 5, în care rezultă că X egal cu 25. Și varianta cealaltă, radical din X egal cu minus 30, e posibil? Nu. Valoarea unui radical egal cu un număr negativ? Nu. Și rămâne singura soluție, X egal cu 25. Să vedem dacă X-ul acesta verifică. Dacă vă veniți și înlocuiți pe X cu 25, devine radical 25 cât face? 5. 30 cu 5. 8. 2. Și 22 plus 5, 25. Radical aici face 5. Nu, radical aici... 22 cu 5. 22 plus 6, 25. Și radical aici e 3 din 25. Nu, din 27. 27, da. 27 face 3. Da. Și 2 minus 3 face minus 1.
Deci x egal cu minus cât? X egal cu 25, x egal cu 25 este soluție. Da. Și am verificat asta. Hai să mai vedem o dată, că ați rămas undeva în urmă la un moment dat. M-am uitat la voi și nu mai urmăreați. Deci, a fost radical și 3 din 3 plus radical din x. Minus radical și 3 din 22 plus radical din x egal cu minus 1. Ideea bună a lui Andrei a fost asta. Să ridicăm, să ducem un radical în dreapta, să ridicăm formula a treia. De ce? Că dispare radicalul de aici, iar aici avem binomul a treia. Binomul a treia trebuie să știi formula a minus b totul a treia. Ia la a treia 3 ori a pătrat b 3 a b pătrat b la a treia, acolo cu plus minus plus, alternează. Și îți duce radical x cu radical x, de o parte și de alta a membrului, a egalului fiind. Iată, s-a dus radical x cu radical x. Și momentul, iarăși foarte interesant, este când scoatem un factor comun pe 3 radical și 3 din 22 plus radical din x și apare exact radical din indice 3 din 22 plus radical x minus 1. Asta e membru stâng al egalității, deși nu înainte radical la pătrat. Practic, fructificăm condiția dată la început. Că radical indice 3 din 22 plus radical din x minus 1 face asta. Când l-am dus în partea dreaptă. Și atunci, înlocuind, a apărut radicalul radical, scrie un singur radical din cele două înmulțite egal cu 6, ridicăm la 3 încă o dată, notăm radical din x cu un t și de aici încolo exercițiul merge frumos. Da, au fost niște momente. Ce merită să rețineți voi din băieții din exercițiul ăsta? Formula de calcul pe scurtă la a treia, când am știți binomul la a plus b totul la 3 și a minus b la 3, așa ceva nu puteți face nici o clipă, da? Așa. Mai vedem unul. Alegi tu un mai ușurel, așa, astea, ca să ne ia cu subghiț. Radical din 12 minus 5x. Radical din 12 minus 5x. Radical. Tot este radical, da. Așa. Egal cu radical din 3 minus radical din 2. Băi, să de asta chiar ne jignește. Aș mai fi radical egal cu un număr. Pune condiția de existență, adică ce pune acolo? 12 minus 5x. Hai să vorbească cu modelii acolo. 12 minus 5x mai mare sau egal decât 0, minus 5x mai mare sau egal decât minus 12, x mai mic sau egal decât 12 pe 5. 12 pe 5, adică... Se aparține intervalului minus infinit, 12 pe 5 închis. Minus infinit, 12 pe 5. Închis, da? Da. Corect. Și după care, cum procedează? Ridică la pe membru la pătrat, hai mă trebuie. Ridică la pătrat. Deci urmează. 12 minus 5x egal cu 3 minus plus. Minus, minus de 2 ori, prima ori al 2, da? Da. Mădălin, ridică la pătrat aici, din nou, da? Atenție! Deci de 2 ori prima parte înmulțită a doua, deci de 2 ori radical din 6, plus, plus 2. Plus 2. Nu ridicați la pătrat după tehnica voastră, că aveți voi tehnică. Fiecare la pătrat e mult, da? Da. Așa. Trecem pe 2, radical din 6 în partea cealaltă, cu schimb schimbat. Și vine 2... Eu zic să lăsăm pe x, până ăștia toți în partea cealaltă, vine minus 5x, cu doar după x umblăm, egal cu... 3 cu 2 face 5. Minus 12. Asta de aici. Minus 2 radical din 6. Și vine minus 5x egal cu
minus 7, minus 2, radical din 6. Mulțim cu minus 1 și vine că 5x egal cu 7 plus 2 radical din 6. Adică x egal cu 7 plus 2 radical din 6, totul supra 5. Și gata, am găsit pe x. Ne interesăm dacă x-ul ăsta este pe zona care mă frământă pe mine, până în 12 pe 5. Adică ne întrebăm dacă e mai mic decât 12 pe 5. Că trebuia să fie la minus infinitul la 12 pe 5. Ca să-l poți accepta. Și echivalent, facem plusul mereu cu plusul extremul și ar fi că 5 ori 7, 35 plus 10 radical din 6 să fie mai mic decât 5 ori 12 decât 60, nu? E bine, ducem pe 35 în stânga și ar veni că 10 radical din 6 mai mic decât decât cât ar veni? 25. Împărțim pe 5, e de parcă aș spune că 2 radical din 6 e mai mic decât 5. Ducam la pătrat, ca și cum aș spune 4, 6, 24, e mai mic decât 25. Da. Adevărat. Înseamnă că este în intervalul respectiv. Din semnul de întrebare dispare și atunci înseamnă că x egal cu 7 plus 2 radical din 6 pe 5 aparține intervalului de la minus infinit la 12 pe 5. Și rezultă că asta este x, este x-ul, acesta este soluție. Deci x egal cu valoarea asta e soluție, da? Adică se află în intervalul de studiu. Și altceva? Băieți, ați mai înghit voi o ecuație acolo irațională ca să vă... Ia uitați-vă pe acolo, simplu, ce aveți voi. Aveți una care vă plac, așa? Dacă nu, de tu. Radical din x pătrat minus 3x. Deci radical din x pătrat minus 3x. Egal cu x minus 3. X minus 2? 3. X minus 3. Și ridicăm la pătrat. Adică punem condiția mai întâi ce? A, x pătrat minus 3x să fie mai mare ca 0. Așa. O egalăm. Da. X pătrat minus 3x egal cu 0. Adică x pe lângă x minus 3 egal cu 0. Da. Ne găsim odată x1 egal cu 0 și x2 egal cu 3. Da. Facem un tabel de variația semnului. X-ul de la minus infinit la plus infinit, ce valori avem? 0 și 3, în dreptul său e 0 și 0. Da. Cine, cui stabilim semnul x pătrat minus 3x, da? Luăm valoarea între 1. 1 care este între 1 și 3, 0 și 0 3. Și dacă locuim bine 1 minus 3 ori 1, 3. Este minus 2. Minus 2. Deci minus va fi tot timpul aici. Și tot în afară. Cum trebuia să fie x pătrat minus 3, ți-am zis noi? Mai mare sau egal decât 0. Deci unde este? De la minus infinit la 0. Reunim cu 3 plus infinit. Cu 3 plus infinit. Deci x aparțin la minus infinit la 0 închis, reunit cu 3 plus infinit. Și cu asta am clarificat, am aflat. Dacă ridicăm la pătrat, acolo va trebui să punem condiția că x minus 3, x mai mare. Nu-i mai aglomerăm cu ideea asta, verificăm la sfârșit. Da. Deci, întoarcem la ecuația care am avut-o, a fost așa, radical din cine? Vorbește Mădălin, radical din x pătrat minus 3x. Minus 3. X minus 3. X minus 3. Și ridicăm ambii membri la pătrat. X pătrat minus 3x egal cu x pătrat minus 2x minus 6x plus 9. Da? X pătrat cu x pătrat se rezultă de o parte de a la voi. Și
vine... Minus 3x. Ducem pe minus 6x în stânga și vine 3x. Egal cu 9, nu? Da. X egal cu 9 pe 3 egal cu 3. Dacă este în zona unde lucrăm noi, da. Este de la 3 încolo, chiar de capătul intervalului. Da. Și vedem dacă verifică. Poftim. Și vine 9 minus 6 9. Radical de 9 minus 6 egal cu 3 minus 3. Minus 9 aici. Și 0 egal la 0. Adevărat. Deci x egal cu 3 este soluție. Altceva? Radical de 3 din 3 x plus 4. Radical de ori 3 din 3x plus 4. Egal cu minus 2. Egal cu minus 2. Și mai e pus la încercare. Păi, nu pun nicio condiție și ridicăm la a treia. E simplu. Hai, ridic la a treia și cât vine? 3x plus 4 egal cu minus 8. 3x plus 4 egal cu minus 8. E minus 2 la... 3x egal cu minus 12. Și de un x egal cu minus 4. Da? E minus 12 și pe 3 minus 4. Banală. Ei spun, astea sunt simpluțe. Lăsă și mie ceva mai... Radical din 1 plus... Radical din 1 plus... 3 radical din 2 minus x. 3 radical din 2 minus x, așa? Egal cu 2. E bine? Da, egal cu 2. Egal cu 2. Păi, ca să dispară radicalul ăsta din exterior, radical din membru la pătrat. Atunci echivalent cu 1 plus 3 radical din 2 minus x egal cu 4. Duc pe 1 în stânga și vine echivalent, poate zice de 3 radical din 2 minus x egal cu 3. Împărțim totul prin 3 și apare că radical din 2 minus x egal cu 1, nu? Da. E cam am venit la pătrat și vine că 2 minus x egal cu 1, adică x egal cu 1. Deci ți-a părut ăsta greu? Altceva? Radical din x plus 1 tot la a doua. Radical din x plus 1. X plus 1, da? Da. Tot la a doua. Plus radical din 3x minus 1. Totul la a doua. 3x minus 1, totul la a doua. Egal cu 12. Egal cu 12. Ia să văd aici... Andreea, cum îl crezi? Că distribuim pe 12? Cum? Că distribuim pe 12? Mă făceam pe... No. A. Păi atunci îl ducem pe radical din 3x minus 1 la pădurat în dreapta? Nu. Sau nici așa? Ia să vedem. Cât face radical din... x la a doua. Nu. Plus minus x. Pentru că... Vezi, mie, atenție multă. Cât face radical din minus 2, totul la a doua? După cum mi-a spus, îi face minus 2. Da. Prostie. Că valoarea unui radical ar să fie un mod negativ. Da. E 2. E 2, corect. Minus 2 la a doua de 4 și la 4 de 4. Corect. Dar neștiind cine este x-ul, tu poți să spui că egal cu x și ai greșit. De aceea pui modul din x. Dacă x-ul e pozitiv, foarte important. Dacă x-ul e pozitiv, deci dacă ar fi radical din 2 la a doua, este egal cu 2. Da? Dar radical din minus 2 la a doua, tot 2 face. Punând modulul, când așa, atunci e rezolvat problema. Deci atenție, radical din x pătrat e modul din x. Iar modul din x știi ce face. Când e pozitiv, îl lasă așa și când e negativ, îi schimbă semnul. Deci modulul
Modul din x egal cu, acolază. X dacă x, x e pozitiv. Și egal cu minus x dacă x e negativ. Deci când e negativ, îi schimbă semnul și o face pozitiv. De aia zic minus x. Așa zic că este esențial și acum întorcându-mă aici. Modul din x plus 1. Sigur că da. Închipuiți-vă că ăsta ar fi x și atunci avea modul din x plus 1 plus modul din 3x minus 1 egal cu 12. Băi, băi, și acum am intrat într-o ecuație cu moduri. O ecuație cu moduri care despre moduri ați învățat anul trecut. Da, nu prea vă e clar cu orice cu modulele aceia și ce poveste. Hai să vedem așa. Deci eu dacă vă dau modul din x, ia să lucrăm așa câteva ieșiți mai simpluțe și până să ne ducem acolo. Deci, dacă aveți așa, modul din x egal cu 3. Cât este 3-ul de aici? Cât este x-ul de aici? X egal cu 5. X poate să fie plus 3 și minus 3. Și 3 și minus 3. Deci x egal cu plus minus 3. Două variante. Că dacă modul din 3 e foarte bine 3, dacă e modul din minus 3, tot 3 face. Deci sunt două posibilități. Cât face modul din, să zic, x plus 5 egal cu 2. Dacă aveți modul din x plus 5 egal cu 2. Odată x plus 5 este 2 și odată este minus 2. Deci odată x plus 5 trebuie să fie 2 sau minus 2. Deci de aici avem două variante. Odată x plus 5 egal cu 2 și altă dată sau x plus 5 egal cu minus 2. Deci x-ul va fi egal cu minus 3, x1 și altă variantă, x2 egal cu minus 7. Deci sunt două posibilități. Deci asta înseamnă modulul egal cu ceva, un număr, înseamnă că acela e egal cu două variante. Adică întrebarea este fie 2, fie minus 2. Și două ecuații de rezolvat, da? Dacă veți avea modul din 7x plus 3 egal cu 5, ce înțelegeți voi prin asta? 7x plus 3. Deci desprinde două situații. 7x plus 3 egal odată cu 5 sau 7x plus 3 egal cu minus 5. Din prima înseamnă că eu sum un x. 7x egal cu 5 minus 3 face 2. Așa e? Da. Eu ne sum egal cu 2 pe 7. Și în a doua, vine 7x egal cu minus 3, minus 5, minus 8. Adică x2 egal cu minus 8 pe 7. Deci cele două soluții sunt 2 pe 7 și minus 8 pe 7. Da, ei, în momentul de față, noi avem această ecuație de rezolvat și trebuie să ne gândim că asta poate să fie x plus 1 pozitiv sau poate să fie negativ. Când e pozitiv, am zis că lăsăm așa. Când aici e un număr pozitiv, lăsăm așa. Când e un număr negativ, îi schimbăm semnul. Și de aceea facem semnul lui x plus 1. Deci facem tabel de variație a semnului. Scriem x, care vine la minus infinit la plus infinit. Și cui facem semnul? X plus 1. X plus 1 devine 0. Dacă deci, x-ul este minus 1. Deci când e minus 1, valoarea face 0. Că minus 1 plus 1 face 0. Și acum dăm un x în stânga lui minus 1. Minus 2. Și imaginea lui minus 2, pentru x plus 1, este minus 1. Că minus 2 plus 1 face minus 1. Și minus 4 e părtind. Și partea asta va fi pozitiv. Și vezi s-a umplut? 44. Da. Și 3x minus 1
care devine 0 când? Când 3 x plus 1 devine 0? Când x e egal cu 1 pe 3. Deci devine 0 când x e egal cu 1 pe 3. 1 pe 3 este 1 pe 3. Deci devine 0 asta când x este 1 pe 3. Și dăm x o valoare din zona de la minusul până la 1 pe 3, una pe minus 1, și face 3 ori minus 1, minus 3 și minus, deci minus face tot timpul. Și un plus. Da? Și acum, intervalul de la minus infinit la plus infinit a fost rupt în mai multe intervale. Odată minus infinit până la minus 1, de la minus 1 la 1 pe 3 și la 1 pe 3 la plus infinit. Deci am avut mai multe cazuri. Cazul 1. Mergem cu X și îi spunem X-lor, vă las în zona, vă iau în zona de la minus infinit până la minus 1. Și atunci ecuația devine ecuația asta cu moduli. Și pentru X și la minus infinit la minus 1, la minus infinit la minus 1, expresia dintre bare X plus 1, cum este în zona asta? Când x sunt la minus infinit la minus 1, cum este? Negativă. Vedeți? Când x vin la minus infinit la minus infinit la minus 1, x plus 1 e negativă. Și la modul am spus așa. Când e negativă, îi schimbăm semnul. Deci în loc de x plus 1, ce o să spunem acum în loc de x plus 1? Minus x minus 1. Plus. Am ajuns la al doilea modul. 3x minus 1. Cum este 3x minus 1 pe zona de la minus infinit la minus 1? Cum este? Tot minus. Deci 3x minus 1, când x sunt de la minus infinit la minus 1, este tot negativă. Și acolo e negativă, îi schimbăm semnul. Deci va veni minus 3x plus 1. Deci minus 3x plus 1 egal cu 12. Repet. Deci, noi nu puteam avansa în ecuația asta. Pentru că am avut aici niște moduli care ne-au împiedicat. Și de aceea, din definiția modului, spunem așa. Că dacă e pozitiv, rămâne așa, cum îl vedem întrebare. Iar dacă e negativ, luăm cu semn schimbat. Și cum x plus 1 pe zona asta, de la minus infinit la minus 1, unde lucrăm noi, că ăsta e cazul care l-am luat în discuție, cum este x plus 1? Negativ. Și 3x minus 1 tot negativ, atunci în loc de x plus 1 venim minus x minus 1 și în loc de 3x minus 1 zicem minus 3x plus 1 egal cu 12. Și bine, minus x minus 3x va face ce? 4x. Echivalent cu minus 4x. 1 cu minus. Minus 1 plus 1 să duc egal cu 12. X egal cu 3. Deci de aici rezultă că x egal cu 12 pe minus 4 minus 3. X egal cu minus 3. Și minus 3 ăsta, dacă aparține, ne întrebăm dacă aparține la minus infinit la minus 1. Ca să luăm. Da, aparține. Deci aparțin la minus infinit la minus 1. Rezultă că X egal cu minus 3, soluție. Deci am găsit o primă soluție a ecuației. Da, mai lăsăm, că 50 și cât? 51. Mai lăsăm până la 60. Și ne oprim, că am obosit. Terminat și eu. Cazul 2 acum. Cazul 2. Merg cu X și de unde? Care e zona X-ilor pe care am luat-o? Mădăline, i-am studiat de la minus 1 la minus 1. Care ar fi zona următoare? Minus 1 la, minus, la 1 pe 3. Deci x aparține la minus 1, minus 1 la 1 pe 3 și ecuația devine. Ce devine pe zona asta? Primul modul. Cum este primul modul x plus 1 în zona asta? Ce fel de semn are? Pozitiv. Dacă e pozitiv, rămâne așa. Rămâne x plus 1. X plus 1. Plus, la al doilea modul. Cum este al doilea modul? Negativ, se vede, da? Și atunci îi schimbăm semnul, zicem, minus 3x plus 1. Minus 3x
plus 1 egal cu 12, da? Și vine minus 2x plus 2, nu? Duc în partea cealaltă egal cu 10. Că 12 minus 2 e 10. Adică x va fi egal cu 10 pe minus 2, x egal cu minus 5. Minus 5 aparține de la minus 1 la 1 pe 3? Nu aparține. Deci nu aparține de la minus 1, minus 1 la 1 pe 3 x. Rezultă că x egal cu minus 5 nu este soluție. Deci asta nu e soluție. Cazul 3. Cazul 3. X acum îl urmărim în zona de unde? Unde mai avem acum de urmărit? 1 pe 3 și infinit. De la 1 pe 3 la plus infinit. De la 1 pe 3 la plus infinit. Ecuația devine. Adică care e ecuația? Asta cu moduri. Scăpăm de moduri. Cum este de la 1 pe 3 încolo x plus 1? Rămâne așa. X plus 1 plus. Cum este al doilea modul? Tot așa, pozitiv. Rămâne așa. Deci 3x, 3x minus 1 egal cu 12. Minus 1 cu plus 1 se reduc. Și înseamnă că 4x egal cu 12. Și rezultă că x egal cu 3. Ia să vedem. 3 s-a fost din zona care lucrăm noi, de la 1 pe 3 încolo. 3 aparține de la 1 pe 3 la plus infinit și rezultă că x egal cu 3 este soluție. În concluzie, cât e soluția în ecuația de mai sus? 2. Minus 3 și 3. Deci x aparține mulțimii formată din 3, respectiv minus 3. Și cu asta am rezolvat ecuația. Deci, iată că am avut aici o problemă interesantă, o ecuație în care autorul a pus la pătrat ca să vadă dacă știm să ieșim cu moduri. Prima capcană. Și după ce am ieșit într-o ecuație cu moduri, să urmeze ce? Știți voi să rezolvați ecuație cu moduri? Știți ce înseamnă modulul? Modulul oricărui număr este un număr pozitiv. Deci, valoarea modulului este numai un număr pozitiv. Și explicit înseamnă dacă e pozitiv, îl las așa, modul din 2 face 2. Dacă e negativ, îi schimbă semnul ca să-l facă pozitiv. El este minus 2 și îl face pozitiv, face plus 2, îi schimbă semnul. Ei, și asta am făcut noi. Pentru chestia asta am făcut semnul lui x plus 1, semnul lui 3x minus 1. Și am rupt și am sesizat că sunt 3 intervale de studiu. Unul de la minus infinit la minus 1, altul de la minus 1 la 1 pe 3 și la 1 pe 3 încolo. Și am luat-o pe cazuri. Și am zis, dacă x ar fi la minus infinit la minus 1, păi, am un 2 negativ, înseamnă că schimbăm semnul, vine minus x minus 1, nu? Da, când e negativ, și ăsta la fel, minus 3x minus 1. Și devine ecuația și am găsit valoarea. Ne întrebăm, dar aici ce trebuie să fie x-ul? Din zona mai studiem. Am luat-o de la minus 1 la 1 pe 3, și am constatat că e minus 5. Da, dar minus 5 ăsta nu se plasează aici, unde am spus x-ul. Deci nu e soluție. Și în sfârșit, la 1 pe 3 a fost infinit, încât am găsit soluții. Pentru că au fost amândoi pozitiv, au rămas așa. X plus 1 plus 3x minus 1. Așa se rezolvă ecuația cu moduri. Deci vedeți ce trebuie făcut. Trebuie să facem semnele și să luăm pe intervale. Concluzia este următoarea. Cu ocazia acestui exercițiu, am făcut și ecuații cu moduri. Și încă ceva, de sub un radical de ordin par, la pătrat, este în modul. Foarte tare, foarte importante lucruri. Vezi, Andreea, trebuie să fim foarte atenți la chestiunile de acestea și cu ocazia asta unor lucruri făcute, parcă așa mai jos, ne punem la punct și înlăturăm golurile care sunt acolo. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!